Ana tresărea de fiecare dată când cineva se apropia de celulă. Seara era cea mai neplăcută parte a zilei. Aștepta momentul cu frică, și anume schimbul ei. Ușa s-a deschis din nou și a fost chemată. Ana, la ieșire! Cu respect ironic a rostit paznicul. Și fata a mers încet spre ieșire. Pavel era dezgustător și tânăra îi ura numele, îi ura chipul, maniera lui de a vorbi și mai ales atunci când își îngusta ochii, lingându-și încet buzile. Ura totul la el. Perversul de 55 de ani aproape bătrân pe lângă ea, care avea 25 de ani, simpatică, tânără. Dar treaba nici măcar nu era în vârstă și aspect fizic, ci în faptul că o folosea pe Ana împotriva voinței ei. El i-a pus așa condiții că ea nu avea altă ieșire. De la început, naiva prizonieră, fiindcă era nouă, credea că poate să-l refuze. Dar deținutele care erau colege de celulă cu ea i-au spus ce fără de legi se întâmplă aici și ce își permit paznicii. Să te opui medicului închisorii era inutil, ori ești cu el, ori te transformi în consumabil pentru alții. El avea influență destul de mare. După ordonul lui, deținutele și paznicii puteau să-i facă viața tinerei femei dulce, între ghilimele. Ana a ales răul mai mic, să-i facă pe plac medicului. Pavel lucra în închisoare de mult, îi plăcea totul aici și aproape că avea posibilități nelimitate. Pe când după pereții închisorii nu era popular între femei, în incinta acesteia avea multe alegeri, putea să o încerce pe oricare. Pe Ana a observat-o îndată cum a ajuns la închisoare, era foarte frumoasă. Probabil că în libertate rândul bărbaților care stăteau după ea nu avea sfârșit. Ea doar arăta cu degetul la cine pleacă și cine stă. În libertate el n-avea să aibă nicio șansă, iar aici... Ana a nimerit în spitalul din închisoare atunci când una dintre deținute a încercat să o bată. Mai târziu și-a dat seama că totul a fost înscenat. Nu se prea străduia să depună multă forță, dar îndată au apărut paznicii și au dus-o pe Ana la spital. Acolo Pavel deja o aștepta. După examinarea rușinoasă, i-a spus că în fiecare noapte va fi adusă în cabinetul lui. Prostuță! Bărbatul a luat-o de bărbie. Crezi că Catinca noastră te-a bătut azi? Ea doar te-a mângâiat și nu e unica care arde de dorință să te mai mângâie așa. Mai avem și bărbați. Pavel i-a descris în detalii tot ce o așteaptă dacă îi se va opune. El a adus niște argumente destul de convingătoare pentru ca ea să ia decizia corectă. Cu el va fi mai bine decât fără. În afara faptului că o va proteja, îi va oferi și condiții bune. Cuvântul meu are putere aici. Zâmbind și salivând îi zicea Pavel. Nici nu-ți imaginezi ce putere. Te vei simți ca în paradis. El a atins-o încet pe umăr, apoi brusc a strâns-o de gât. Sau o să-ți transform viața într-un iad. El a sărutat-o pe frunte și a adăugat în șoaptă. În schimbul micilor plăceri noapte de noapte primești condițiile unui paradis. Oare cer multe? Și medicul nu a mințit-o. Era o prizonieră privilegiată și toate celelalte o tratau cu respect. Paznicii nu o atingeau. Dar oare astea erau condițiile de paradis? Când seara de seară trebuia să-l rabde pe boșorog? Era fericită că nu lucra în fiecare zi. Cel puțin în weekend se odihnea. Celelalte nu-i spuneau nimic, dar în privirea lor putea vedea că nu le prea place că era eliberată de la muncă și tratată diferit. Erau și din astea care ar fi fost fericite să fie în locul ei. Dar, din păcate, medicul a ales-o anume pe ea. Dezlanțul din închisoare exista dintotdeauna, de când șeful închisorii o conduce. Erau mereu prieteni buni cu medicul, mergeau la piscină împreună, la saună. Ana s-a închis în sine, nu avea prieteni, iar paznicilor le era indiferent de ea. Ei nu pretindeau la prada medicului, atât de mare era influența lui, că se temeau de el la fel de tare ca de șef. Ei o duceau la medic, iar ea răbda, și pe nimeni nu interesa dreptatea. Însă, odată, spre regretul lui Pavel, ceva s-a întâmplat și ea a fost transferată în altă închisoare. Medicul atunci a trebuit să-și aleagă altă pacientă. Păcat că a pierdut așa jackpot. Dar mai departe de închisoarea asta, puterea lui nu însemna nimic. El iubea un singur lucru și era cam indiferent cine îl face, dar când pacienta e simpatică, totul parcă e mai plăcut. Așa a continuat aproximativ un an. Locul călduț, medicul nu îl ceda nimănui. Planifica să lucreze mult și bine în numele sistemului de justiție.
Când s-a schimbat conducerea, a început imediat să se împrietenească cu noul șef. Dar văzând că acela s-a luat serios de treabă, medicul s-a liniștit. Încerca apele cu atenție, fără mișcări în plus. Îi trebuia susținerea lui, ca să se simtă în continuare confortabil în poziția sa. Pavel calculase totul și nu se grăbea. Și pentru un timp a oprit plăcerile sale nocturne. Se temea că noul șef nu va fi de acord cu schema sa. Câțiva paznici erau deja concediați și el tot săpa mai departe, mai adânc. Se pare că vrea să facă curat în închisoare, iar medicul chiar a început să ajute la această curățenie generală, să raporteze pe alți angajați, să-și arate loialitatea și se pare că funcționa. Domnul Florin se consulta cu medicul, îi cerea părerea și des îl chema la el în cabinet ca să-l întrebe despre starea prizonierilor. Pavel era fericit. S-a apropiat atât de tare de noul șef că aproape devenise mâna lui dreaptă. Îl mâncau palmele să înceapă mai repede fără de legile sale preferate. Paznicii se temeau de el. Odată, domnul Florin l-a chemat în cabinet. După rezolvarea problemelor curente, bărbatul s-a lăsat pe scaun și s-a uitat la Pavel, îngustându-și ochii. Domn Pavel, poate mergem la vânătoare? Ne vom odihni, ne vom cunoaște mai bine că tot muncim și muncim. Desigur, de ce nu? S-a gândit Pavel în mintea lui. Cum să-i refuze șefului? Era un semn bun pentru el. Păi, haideți! A frecat palmele medicul. Locurile din jur sunt perfecte pentru vânătoare. Apoi putem merge la saună și la piscină. Sună foarte bine! Domnul Florin a bătut brusc și puternic în masă, că medicul tocmai s-a smucit din loc. Domn Pavel, ce aveți? V-au mâncat nervii la închisoare? Prizonierele? Doctorul a răspuns cu un rânjet, dar în sinea lui s-a enervat. Totuși menține atmosfera de conducere. Nu se lasă, arată că e șeful aici. Au căzut de acord că a doua zi domnul Florin va trece și îl va lua cu mașina de acasă. Pavel, relaxat, așteptând odihna care urma, a plecat acasă. Dimineața, după cum a propus, domnul Florin a venit după el. Când mașina a pornit din loc, a observat că nu sunt singuri. Pavel s-a întors. Bună ziua! N-am văzut că este cineva în spate. Când a văzut cine stă pe bancheta din spate, s-a făcut portret. A încercat să înghită saliva, dar i s-a oprit în gât. Se uita ba la șef, ba la fată. Ochii fugeau înfricoșați. Pe tânără nu are cum să încurce cu altcineva. A petrecut cu ea nu o noapte. Era preferata lui de ținută. Mașina a accelerat. Domnul Florin, peste câteva minute de tăcere, a prezentat-o pe fată. Fă cunoștință, fiica mea, și ochii lui au strălucit într-o lumină rea. Cred că detaliat nu trebuie să ți-o prezint, ți-ai mintit și singur. Ca princeață, a zis Pavel tremurând. Nu înțeleg, pare a fi una dintre fostele deținute. Când ți se pare, fă-ți cruce, i-a sfătuit șeful. E fiica dumneavoastră? Pavel nu putea să creadă în ceea ce se întâmplă. Anume așa, a confirmat șeful. Dar cum? A întrebat medicul pierdut. Nu înțelegea cum e posibil așa ceva. Cum putea un șef de închisoare să permită așa ceva? Ceea ce s-a întâmplat cu ea? Ei erau tot mai aproape de pădure, iar violatorul înțelegea că nu se va termina cu bine. Ușile mașinii erau blocate. Iar șeful sigur avea la el arme. Transpirația rece curgea pe fruntea medicului și genunchii îi tremurau. Domnul Florin conducea mașina calm, în tăcere. Atunci când pădurea era foarte aproape, el a întrerupt tăcerea și a răspuns la întrebările care îl chinuiau pe medic. Ana s-a certat cu tata și ea împreună cu iubitul ei a plecat din oraș pentru a-și construi viața în doi. În tinerețe, mulți fac greșeli. Asta n-a ocolit-o nici pe ea. Tata a avertizat-o despre iubitul ei, dar ea era atât de îndrăgostită și ochelarii roz atât de mari că nu-i permiteau să vadă adevărul. Ea credea că știe mai multe decât tata. Într-un final, a nimerit în închisoare, fiindcă iubitul ei era dealer de substanțe interzise. Atunci când poliția l-a capturat, el a pus toată vina pe Ana și a scăpat pentru colaborarea cu anchetatorii. Ana a nimerit în închisoare. Ea nu a vrut să-i spună nimic tatălui. Era rușine. Voia să-și spășească pedeapsa și poate peste ani avea să-i povestească. Dar a ieșit altfel. Tatăl a găsit-o, dar nu era deloc supărat pe dânsa. Să nu fost atât de naivă, poate că nici nu ajungea la închisoare. Cu păreri de rău, în acea închisoare era un medic nesimțit. Dar noi vom repara asta.
A terminat povestea domnul Florin și a zâmbit cu răutate. Ce vreți să faceți? A întrebat Pavel speriat. Păi, mergem la vânătoare, i-a spus șeful. Să aveți în vedere că sunt oameni care știu că eu am plecat împreună cu dumneavoastră la vânat, a mințit medicul. De fapt, el n-a zis nimănui asta, voia să se laude apoi. Dar chiar și dacă era adevărat ce e la ce se gândea Pavel, șeful nu e atât de prost să-și strice reputația și să-și murdărească mâinile. Au oprit și au ieșit din mașină. Domnul Florin a scos două pistoale, unul i l-a dat fiicei, iar celălalt l-a pus lângă el. Medicul încă spera la o minune. Domnul Florin a scos din mașină un costum de urs și l-a aruncat lui Pavel. Vânăm ceva? Tu vei fi ursul. Și dacă nu sunt de acord? Cu o voce tremurând a întrebat Pavel. Tată, poți să-i tai ceva, te rog? A întrebat Ana enervată. Dacă nu ești de acord, fiica mea îți va tăia ceva, a spus domnul Florin. Și mai departe? Dacă vei putea fugi de noi, vei trăi, a ridicat din numeri șeful. Astea-s legile lumii sălbatice, totul e corect. Pavel nu știa dacă îi vor tăia sau nu ceva, dar spera să supraviețuiască. A îmbrăcat rapid costumul de urs și a început să-l fugărească. De fapt, nimeni nu avea în plan să-l împuște. În fața lui era o mlaștină, iar el alerga fix înspre ea. Pavel nu a înțeles planul. El alerga ca un șoarece speriat. Urmăritorii nu erau prea grăbiți, iar el era departe de ei. Uneori îl împușcau, dar gloanțele zburau pe alături. În cele din urmă a simțit că nimeni nu îl mai urmărește. S-a oprit să se odihnească și a privit în urmă. Și doar atunci a simțit că e prins în mlaștină. Picioarele îi erau umede. El nu știa ce să facă. Dacă va striga pentru ajutor, îl vor ajunge și îl vor împușca. Dacă nu, atunci va fi înghițit de mlaștină, dar nu avea de ales. A decis că mai bine încearcă să iasă cu propriile puteri, decât să cheme gloanțele la el. Tatăl și-a cuprins fiica și mergeau lent spre mașină. Păsările cântau și soarele era înzenit. De mult n-a fost cu fata lui în mijlocul naturii. Nici urmă de oameni. Au scos măsuța și două scaune, o sacoșă cu mâncare, iar tata a turnat câte o cană de ceai. Ei savurau din băutura caldă și priveau cerul. Își aminteau de trecut și vorbeau despre viață. Peste două ore, lăsând totul așa cum este, au plecat. A dus-o pe Ana la cea mai apropiată stație de autobuze și s-a întors înapoi. S-a așezat pe scaun și a luat telefonul în mână. Da, bună ziua! Am venit împreună la vânătoare. Am luat masa, apoi prietenul meu s-a îndepărtat ca să-și facă nevoile și nu s-a mai întors. Povestea bărbatul la telefon. De o oră îl tot caut. Nu știu ce s-a întâmplat. Poate a urmărit un iepure? Nu, n-a luat cu el nicio armă. Vă spun că a mers doar să-și facă nevoile. L-au tot căutat pe medic, dar nu l-au mai găsit. Se spune că mlaștina poate păstra secrete, iar omul mereu are o alegere. Dar dacă de alegerea asta depinde altcineva, atunci e mai bine să alegi așa încât să nu-l rănești. Pentru că există legea bumerangului și pe unii îi ajunge mai repede decât se așteaptă. Prieteni, scrieți-ne în comentarii părerea voastră despre această istorie și dacă v-a plăcut acest episod, dați-ne un like și nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe.